Există răni ce sunt remediabile. Totuși, există acele răni pe care nici timpul, afecțiunea sau tratamentul nu le poate restaura. Acestea sunt rănile sufletești, cauzate de o trădare, de un abuz, de o pierdere, de o decepție. Cuvinte și atitudini care au rănit și pare că nimic nu le poate cicatriza. Aceste răni doar pot fi restaurate de doctorul sufletului. Duminică, 28 martie, ziua restaurării sufletelor rănite, la ora 8, la ora 10 dimineață în special, la Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Funde numărul 11 în sectorul 2 și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară.